Vă salut, prieteni dragi, bine v-am regăsit la un nou vlog, numele meu este Alin și vreau să vă spun și eu la mulți ani, pe anul acesta, primul vlog al meu din acest an. Știți foarte bine că mă oprisem din a face vloguri, doar că la insistențele dumneavoastră am decis să mă reapuc din nou de vloguri. Vreau să vă spun că vin cu informații noi pe acest an și de aici încolo o să continuăm cu vloguri, așa cum v-am obișnuit, 3-4 vloguri pe săptămână. Menționez că astăzi se filmează gala ce o veți vedea dumneavoastră la televizor, în data de 16. Mâine o să venim cu vlogul favoriților, cine este favorit, cine câștigă cecul. Vreau să trec direct la subiect, dragi prieteni. Vreau să distribuiți acest vlog pentru a afla toți prietenii noștri de pe Facebook și de pe YouTube că am reînceput să facem vloguri și o să vă spun în premieră informații pe care dumneavoastră nu le găsiți până în acest moment pe nicio pagină de socializare, puteți verifica absolut toate paginile care dau informații de puterea dragostei, să vedeți că aceste informații nu sunt niciunde. Ceea ce știți dumneavoastră este că Marinescu a intrat în casa puterea dragostei, Maria, la fel și ea, doar că vreau să menționez, cei doi momentan sunt concurenți, doar ca și invitații au venit, nu concurenți cu drepturi de pline, i-au chemat cei din producție, doar, doar ori mai face și ei puțină audiență. Menționez, eu din cauza producției oarecum și din ceea ce se întâmplă acolo, am renunțat să fac vloguri sau să mai fac vloguri pentru că m-am săturat să mă asociez cu acest circ, dar menționez la rugămintea dumneavoastră, am început să reiau aceste vloguri. Deci Marinescu revine în Casa Puterea Dragostei, revine în forță și așa cum a revenit, o să vedeți de săptămâna asta la televizor ziua exact să vă spun nu, știu când intră, doar că în momentul în care a intrat el a sărutat mâna la toate fetele, mai puțin mâna Adelinii pentru că Adelina s-a ridicat în acel moment și a plecat, nu a vrut să-i fie sărutată mâna, iar Marinescu a înțepat-o și a spus tu de ce pleci, pentru că nu te lasă Radu sau e Radu gelos, iar ea a spus că nu, nu este vorba despre gelozie și așa mai departe, pur și simplu s-a dus să bea un pahar de apă. Ok, cea de-a doua zi sau următoarea zi la filmări, Marinescu din nou a intrat pentru a instiga, doar pentru a instiga, îi făcea în ciudă sau a încercat să-i facă în ciudă Ruradu spunându-i că el când vrea, oricând o ia pe Adelina cu el la hotel și așa mai departe, Radu bineînțeles că s-a enervat, Adelina a spus că nu, nu ai nicio șansă să mă iei, jos pălăria pentru cei doi, se pare că cei doi chiar țin unul la altul, ca dovadă și marea schimbare a lui Radu, țineți minte foarte bine la început cum Radu înjura la început, iar acum se pare că a început să respecte cât de cât, până la urmă toate au în început, știți foarte bine că și eu îl criticam pe Radul, dar deocamdată momentan jos pălăria în fața lui. Deci, încă o dată, Marinescu i-a spus lui Radu că poate să ia pe Adelina când vrei la hotel. Radu din nou s-a enervat și se pare că a mai spart încă o ușe din producție de acolo, de nervi, ca să nu se ia la bătaie cu Marinescu, a dat cu pumnii prin ușă și așa mai departe. În gala ce s-a firmat ieri, dragii mei prieteni, unde s-au spus top 3 favoriți pe care o să vi spun mâine în vlog, doamna Cristina, prezentatoarea, iar fi spus lui Marinescu să meargă să danseze cu Maria de dragul vremurilor bune, Marinescu, bineînțeles, a acceptat, iar Maria nu a acceptat. Acum concluzia o trage și dumneavoastră, cine pentru ce a venit, staful de ce a adus și așa mai departe, cine joacă teatru, cine nu joacă teatru, prietenii în mare cam acesta a fost vlogul, doar am intrat să vă spun anumite informații, Țineți aproape de mine, mâine urmează vlogul cu favoriții și ceea ce s-a întâmplat în gala de astăzi. Prieteni, numele meu este Alin, încă o dată vă rog foarte mult, mă ajută mult un like la acest vlog după foarte mult timp și distribuiți vlogul în numă cât mai mare pe grupuri pe Facebook. Prieteni, numele meu este Alin, iar eu ca de obicei vă doresc multă sănătate și să ne auzim cu bine. La revedere!